Bună dimineața! O nouă zi. Astăzi este joi. Marți și miercuri n-am făcut nimic. Foarte frig dimineața, minus 3 grade. Marți a fost și ziua Andrei. Și în afara faptului, a, uitați, se încălzește afară. Azi o să fie vreo 6-7 grade. Se topește zăpada. În afara faptului că marți a fost frig, a fost și ziua Andrei și am zis să nu fac nimic. Ieri la fel, miercuri, foarte frig, minus 3 grade de dimineață. O să, uitați cum se scurge zăpada de pe tablă. Da, astăzi joi. Uitați, se ridică soarele. Se topește zăpada. O să fie bine. Momentan sunt fără mănuși. E bine de lucrat. Acoperișul plin de zăpadă. Trebuie să curăț. Să curăț scara asta că e. A, uitați cum cade zăpada. Azi o să încep cu șindrila. Ia să vedem. Să urc așa ușor. Trebuie să curăț scara asta. Uitați cum e. A, am uitat ăsta aici. Am uitat capsatorul aici. Trebuie să bag telefonul la încărcat. Nu o să întâmpla nimic. Funcționează. Dar trebuie să mă urc să dau zăpada asta. Uitați, are în jur de un centimetru. Uitați cât e. Trebuie să mă urc să curăț. Măcar pe partea asta. Să cură zăpada. Nu știu cât de bine se vede de la soare, eu nu văd nimic în ecran. Să o curăț, să-mi urc șindrilă și să încep aici cu apa asta. Azi vreau să mă dedic aici, să curăț, să bat șindrila pe apa asta. Și zilele astea, în funcție de vreme, să termin cu șindrila, cel mai important. Și după aia ne ocupăm de restul detaliilor care au mai rămas. Curățenie, în primul rând, făcut aici, că e dezastru pe aici prin curte, dar să fie tot așa, să se topească zăpada, să fie o zi de asta fără ploaie, fără zăpadă. Să strâng toată scândura asta care e pe aici. Tot ce se poate refolosi. Și bucățelele astea și tot. Cred că o să le urc în pod, acolo la mansardă, pentru că o să le folosesc acolo. Și pe aici mi-au mai rămas bucăți de scândură, o grămadă, de când am bătut astăreala acolo. Da, tot ce se poate refolosi, tot ce rămâne la 60 de centimetri, ci la 60 de centimetri refolosit și bătut acolo, la terasă. Da, cam asta e. Primul lucru o să mă bag să curăț acoperișul de zăpadă. Bine, prima dată o să curăț scara, să n-alunec. După aia să curăț acoperișul și să încep să montez șindrila. Trebuie să iau din scândurile astea care mi-au rămas de aici, de la acoperișul ăsta, de la scară. Uitați că le-am lăsat aici pregătite. Să bat aici pe capetele căpriorilor. Și aici la fel. Asta trebuie să fac înainte să mă apuc de șindrila. Ca să vin cu șindrila și să o las la gata. Partea asta, exact aceeași operațiune pe care trebuie să o fac de jur împrejurul casei, mai puțin pe față, că acolo nu e acoperiș. Bătută, dasa cea cu jos, bătută șipcă și să rămână orizontal toți solzii ăștia de la șindrila. Haideți că mă bag la treabă, mă apuc să curăț zăpada asta. 12
și jumătate. Ăsta e stadiul la care am ajuns. Mai am câteva rânduri să ajung la coamă. Uitați cât de frumos se vede. Să mă întorc. Uitați ce culoare frumoasă are. S-a ridicat soarele și s-a încălzit puțin. S-a topit zăpada. Uitați, și aici s-a topit singură. Mai e decât puțin, dar până o să termin aici, cred că se duce și asta. Se duce și apa asta jos. Uitați cum bate soarele în șindrilă și ce ton frumos are. Când or fi și coamele gata, o să se vadă bine rău de tot. Uitați, cam așa se vede acoperișul de pescară. Foliile astea sunt enervante rău. Foarte multe folii. Nu știu dacă v-am arătat până acum. Foliile astea le scot de la... Vedeți? Aici pe spate. El are un lipici. Da, uitați că se lipește. Unde se lipește una cu cealaltă. Recomandat e să se monteze la temperatură de peste 10 grade. Dar eu în toate zilele când am montat, a fost cam, cred că una sau două zile au fost peste 10 grade, dar tot ce am montat până acum, uitați, vedeți cum e, lipiciul încă se lipește, da? Și la primăvară, când o da căldura, eu cred că astea o să se facă o singură bucată. Sunt câte unele care s-au... Uitați, de exemplu asta. Asta, de exemplu, e lipită. Da, eu cred că la vară astea, la primăvară, la vară, când or urca temperaturile, la 15-20 de grade, o să se facă o singură piesă. Dar nu-s probleme, e bine, se prinde bine și e foarte rezistent materialul ăsta. Eu sunt foarte mulțumit. Uitați cât de frumos e aici la sat. Uitați, zăpadă pe casă. Frumos tare. Frumos pădurea. Zăpadă pe munte, muntele este alb. Așa, toată partea aia se vede muntele. E plin de zăpadă. Încă nu mi-a mai trecut și mie răceala asta. Imediat acolo, după ce termin și o pauză asta, că am luat o pauză de 5 minute, o să vă și arăt cum montez. O să vă arăt câteva piese, una, două, trei, că e dificil cu o singură mână. Dar o să vă arăt cum montez eu și cum prind cu capse piesele astea. Ele normal se montează cu cuie. Am și cuie, o să vă arăt mai târziu când o să cobor, dacă mi-aduc aminte, am și cuie dale. Dar îți trebuie foarte mult timp ca să stai să le montez cu cuielele și eu n-am timpul ăsta la dispoziție. Eu am venit decât vreo lună și ceva, două luni maxim, să fac cât pot de mult. Și mai ales aici, mi-era foarte greu și așa, de-abia m-am descurcat cu capsatorul. Ați văzut aici că lucram cu coarda, dar să mai stau să bag și cu ele alea, mai trebuia încă o mână. Cu o mână să mă țin de coardă, cu o mână să bat cu ciocanul și cu o mână să țin cuiu. Aveam și hamul la mine, dar hamul degeaba îl prindeam eu, că trebuia să lucrez cu capul în jos, adică să le coarda sus de măgar și să stau cu fața la streșină.
ca să montez, dar era mai dificil. Pentru că hamul meu se prinde în spate, nu are sistem de prindere și în față la, la abdomen și de aceea trebuia să stau invers. Dar a ieșit până la urmă, a ieșit bine. Aici mai e coamele astea să le termin și pe astea, dar după ce o să termin aici cu acoperișul. Fiind 12 și jumătate, la 1, cred că am partea asta terminată, după aia imediat o să dau puțin cu mătura apa asta. O să scot prima linie de jos și o să continui cu montatul cât pot de mult astăzi. Și mâine să sperăm că o să fie, mâine am înțeles că ar ploua, dar nu știu, vedem. Mâine dacă o să fie vremea ok, o să vin și o să o termin. Asta în ideea în care mai, cred că s-ar putea să trebuiască să mai cumpăr capse. Mai am câteva cutii, dar sigur nu sunt suficiente. 2, 4, 6, 7 cutii. Nu, sigur nu mi-ajung. Dacă vedem, mâine chiar s-ar putea să nu trec, mâine oricum trebuie să merg. Am treabă să iau pașaportul la băiat și o să trec pe la Dedeman și mai cumpăr câteva cutii de-astea. Nu foarte multe. O să mai cumpăr ca să termin odată cu șindrila asta. Au fost și multe zile. Zile de sărbătoare, zile de vreme urâtă. Vlogul de astăzi cred că este numărul 18, dacă nu mă înșel. Da, în 18 zile e ceva. Eu sunt foarte mulțumit. Și ținând cont că aici la bucătărie s-a făcut structura nouă, plus zidărie, ca să pot să... Minimul cât să pot să pun măgarul și scheletul și astea, dar îți iau timp toate. Oricum, în 18 zile, eu sunt foarte mulțumit. Dacă mai bag, tot pierde semnalul internetul ăsta, sau de, îmi zice că nu se conectează la internet. Dacă aș mai băga vreo, să zic așa, vreo 14 zile, termin și terasa. Să vedem, să dau și saceagul jos, dacă e să bat stinghii asta, deci asta zi, șipca asta de jur împrejur. Aici o să mergă repede pe partea asta, bam, de aici după acoperiș. Ar mai rămâne decât lateralele astea, ăsta și cu celălalt. Să pun și o solzi ăștia frumos, la ei să-i prind, să nu mai stea așa, să tai și folia perfect la ras cu șipca pe care o să o montez. Astea sunt detalii și detaliile astea sunt care iau cel mai mult timp. Așa, lucrurile mari, să bați, de exemplu, o scândură, nu știu, aici pe acoperiș sau așa, astea merg repede. La astea, detaliile astea care trebuie să rămână și bine, bineînțeles că astea nu poți să le faci așa, să le dai peste ochi, astea ți iau timp. Asta am zis, dacă aș mai băga vreo 14 zile cu sărbătorile astea care sunt acum, Crăciunul și astea, și puțin din ianuarie, vedem când am găsit bilet să plecăm. Trebuie să mai fac puțină curățenie pe aici, să las o cât de cât în ordine. Eu aș fi mulțumit. Și la vară, continuăm. Mai sunt, trebuie să dau și cum, să-mi iau o zi neapărat când o mai fi o zi frumoasă. Să desfac panourile alea la gard, să iau pistolul și să le vopsesc și pe alea. Nu știu, să vedem ce le dau, ori un lac, ori ulei, ori o vopsea ceva, o culoare frumoasă. Pentru că le deteriorează vremea asta de aici din România și e păcat de ele. Nu, sunt ele foarte scumpe, dar e păcat de ele. Ce le-am montat, au un an de zile de când le-am montat. Corține, măcar 10 ani protejate așa. Să le mai fac, cum se zice, mentenanță. Nu știu dacă e cuvântul corect, nu știu, cred că așa se zice în română. Dacă le mai fac o dată la un an sau 2 ani, s-ar putea să țină. Măcar 10 ani să țină și după aia vedem ce lui mai face. Da, sunt multe chestii de făcut, multe detalii. Da, ușor, ușor. În fiecare zi, câte puțin, se fac. Păi bine, mai stau și 2 minute și după aia o să vă arăt cum
montez piesele astea. Da, și cum ziceam, o să vă arăt cum montez piesele astea. Luăm o piesă, îi scoatem folia, unele ies în întregime, altele mai rămân așa bucățele. Se pune cap în cap cu ultima piesă montată și eu îi las față de modelul de la piesa de jos cam un centimetru, vedeți? La prima, la primul solz și la ultimul. Cam așa, da? La primul și la ultimul. Iau capsatorul și dau două capse aici, două capse aici și după aia pe linia aceasta, dacă îi dați aici de exemplu, o să se vadă. O să se vadă, vedeți, pe jumătate, pentru că linia de la piesa de sus cade pe jumătate la asta. Și cel mai bine e de dat aici, pe liniile astea, da? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 capse pe fiecare piesă. Și uitați cum rămâne. Asta e procedeul. Mai montăm încă una. V-am zis, ele normal se montează, au niște cuie speciale pe care o să vi le arăt puțin mai târziu, pentru că le am jos în casă. Eu cuiele alea le-am cumpărat în ideea în care, vedem, v-am zis, sunt indecis cu ceea ce o să pun pe coamă, cu ceea ce o să pun pe coamă de sus și pe astea de aici. Dacă o să pun tablă sau o să pun solzi de ăștia. Dacă o să pun solzi, solzii nu o să-i prind în capse, pentru că nu prind capsele prin două straturi de șindrilă, care ar fi primul strat ăsta și al doilea solzii și plus folia. Capsele astea sunt de 10 mm, nu prind. De 10 sau de 8? Nu, de 10 mm. M-am uitat pe cutii și de aceea am luat cuie. Sunt cuie de 2,5 de 2 cm jumătate, de 25 mm. Și dacă o să pun solzi, bineînțeles că o să vă arăt procedeul pe care o să rulmez eu. Acum diferă de la meseria, la meseria, să zicem așa. Fiecare, alții poate au alt sistem de montaj. Nu mă refer la capsator, mă refer la modul de a monta șindrila. Poate alții lasă mai mult spațiu între piesa de sus și piesa de jos, sau mai puțin, poate lipesc aici la vârful canalului acolo. Nu știu, eu așa am montat de la început și merge destul de bine. Da, cam asta ar fi. Ce să vă zic, o să continui cu montajul. Vreau să termin toată apa asta. Am pachete suficiente aici sus. Nu știu câte am, 4-5 pachete. Am suficient ca să termin apa asta. După aceea mai am câteva chestii de făcut aici jos. Trebuie să, acolo în cap, vedeți că scândurile sunt puțin mai lungi, trebuie să le tai în linie dreaptă. Mi se pare că astea de aici, uitați puțin să văd dacă pot să măresc cam una din mânuși, mi se pare că astea de aici, le vedeți, astea care sunt mai scurte, s-ar putea să fie la linia, la rasul căpriorului, celelalte nu. Trebuie să le tai și pe acele la ras cu căpriorul și să pun folie. Să pun folie anticondens și pe bucățica aceea, să o pun și pe asta să-i dau capse. Asta am uitat să le mai dau capse în seara aia, că era, mă prinsese noaptea și acolo și la asta la fel s-au dat peste cap. Da, o să le dau să țină, oricum e folia, o să se prindă în capse când montez piesele astea de șindrilă. Și după aceea se pun o piesă la capătul acela, una la capătul ăsta, se bate un cui aici, un cui acolo, se trage oață ca
prima linie de jos iasă perfect. Se iasă perfect cu, cu streașina. Și după aceea se continuă montajul, cum v-am arătat, până sus. Da, cam asta e. Ne vedem puțin mai târziu. Gata și pe ziua de azi. Este și 4 ceasul, 4 și, și 5. Cam asta am reușit să fac. Uitați, și aici. Nu mai stau că iar a început internetul să-ți fac figuri. Nu mai stau că mă dor picioarele. Deja s-a lăsat și frică, se duce soarele. Uitați cum se vede. În 6 ore, nici 6 ore, că am venit până la 9 și ceva. În 5 ore și ceva, eu cred că e bine, nu? O persoană singură, mi-am urcat și astea. Dar se vede frumos. Se vede frumos rău de tot. Mai am acolo, mai am cât să mai fie, nu știu, să zicem 10 metri pătrați, dar nu mai sunt. Vreo 3-4 pachete de-astea de montat. Aș mai fi stat în seara asta, dar nu... Nu mai am chef. Nu mai am chef și vrea și Andreea să ieșim puțin, să se mai relaxeze și ea. Că stă numai singură de când am venit aici. Dacă eu sunt mereu numai aici, ea nu poate să vină că e băiatul. În fine. Sper să vă placă. Dacă mă pun așa, nu se mai vede. Stați să mă dau invers. Oricum n-am uitat, acum când cobor, o să vă arăt și, și cuiele care se folosesc pentru prinderea șindrilei. Vă arăt acum când îi coborăm. Uitați ce frumos bate soarele. N-are telefonul ăsta prea bună calitate și camera nu pot să o iau, că e o grămadă bani și nu pot să țin pe aici prin umiditate, prin praf, prin... Uitați cât de frumos se vede acum la apus. Frumos. Pe mai am câteva ore, mai am în 2 ore, dacă mă lasă vremea mâine dimineață să vin odihnit. Termin și aici, în sfârșit, să termin și eu cu șindrila asta, să pot să mă ocup de alte lucruri. Mai am 3 pachete și puțin de capse de-astea. 3 pachete și astea de aici. Cum v-am zis mai devreme, capse de 10 pentru ciocan de bătut. Merge foarte bine. Eu înainte să vin, când eram acasă în Spania, am dat comandă de materiale și găsisem un ciocan la vreo 1 milion și ceva. Am zis să-l iau pe cel mai scump să fiu sigur și nu aveau. L-am selectat în coș, mi-a dat eroare, n-am putut să plătesc cu cardul, a trebuit să merg la ăștia, la Dedeman. Bine, oricum voiam să merg eu personal pentru folie, pentru că nu știam ce folie să cumpăr pentru șindrilă, că așa iau o gamă variată de folii și nu știam ce să cumpăr pentru șindrilă. Și până la urmă am cumpărat de la ei, le-am plătit acolo în magazin. Și de asta vă ziceam, eu selectasem un ciocan, era vreo 1,5 milioane, 1,6 milioane și pe ăsta am dat 50 de lei. Și am mers, am bătut, nici nu mai știu câtă șindrilă am cumpărat. Nu mai știu. Dar ca să vă zic așa, fără pierdere și fără asta, bine, cât s-a pierdut, puțin s-a pierdut din folie de asta neagră. Un sul de ăsta de folie are 75 de metri și am cumpărat două. Două suluri, bine, paiele le mai aveau. Două suluri, 150 de metri. Și am mai folosit acolo să mai fie vreo 20 de metri. Vreo 170, să zicem. Vreo 170 de metri de șindrilă. A mers și eu cănașul ăsta, capsatorul ăsta, marf, foarte bun. Îl recomand, dacă aveți vreodată nevoie, chiar vi recomand, că merge foarte bine. Și capsele nu sunt scumpe, capsele, nu știu, vreo 9 lei, un pachet. Nu mai știu că am cumpărat la capse, dar am înnebunit de când am venit, vreo 20 ceva, 30 de pachete, cred că am luat. Și acum ultima dată comandasem tot așa, vreo 15 și nu mai aveau un coș, nu mai aveau un magazin și mi-au trimis vreo 11 pachete. Și exact alea, diferența aia cât comandasem eu, exact alea mai trebuie, vreo 3-4 pachete. Mai au 3-4, poate o ia din seara asta la Târgoviște, la Dedeman.
poate ieșim puțin cum vrea Andreea să iasă și așa poate ajung și la Dedeman și iau să mai iau vreo 3-4 pachete de alea. Da, sper să vă placă. Eu sunt foarte încântat. Bună alegere am făcut cu șindrile astea. Mi-a plăcut dintotdeauna, mi-a plăcut și aia roșie, n-aș fi montat niciodată roșie sau că sunt o grămadă de culori și de tonuri. Dar asta n-am găsit neagră. Dacă găseam neagră, aia voiam să iau. N-am găsit, nu aveau. Dar aveau una cu gri și negru, dar nu mai aveau momentul ăla. Sau nu mai aduceau, nu mai știu ceva. Oricum, astea vine din Rusia. Și acum am mai ales, bine că am cumpărat mai multă, că cu războiul ăsta acum nu mai aduc. Și așa au pus clar acolo la Dedeman că nu n-or să mai aducă. Bine că am cumpărat mai mult. Cred că o să mai rămână vreo 2-3 pachete. Cred mi-o mai rămâne, că e bună, că asta poate vreodată se mai strică vreo piesă, se mai... E bine să am aici. Că dacă stai la adăpost,